este X1 și respectiv Y1. Da? Acesta e, deci este X2 și respectiv Y2. Acum, oare pot să știu diferența asta? Segmentul ăsta cât este mare? X2 minus X1, sigur. X2 minus X1. Iar segmentul acesta de aici, este Y2 minus Y1. Între unii care s-a format, e un M2, e M3. Între unghi M1, M2, M3. Dreapta aceasta, că prin două puncte trece o dreapta și mai una, dreapta aceasta face un anumit unghi. Unghi alfa. Deci dreapta aceasta face un unghi alfa cu direcția axeilor. Pentru că, nu, dar se fie în paralele, este un unghi alfa aici. Hai să facem tangentă de unghi alfa. Și urmează tangentă de unghi alfa. Egal cu cateta opusă, supra cateta opusă, adică din Y1 minus Y1 supra X2 minus X1. Da? Deci, tangentul de alfa este Y2 minus Y1 supra X2 minus X1. Înclinarea aceasta a dreptei, nu? Poate fi modificată și dacă unghiul se modifică, și tangenta se modifică, valoarea tangentei. Deci un alt lucru la altă valoare a tangentei. Tangentul de alfa se notează cu Y. Așa se notează. Valoarea tangentei se notează cu Y și reprezintă panta dreptei. Panta dreptei. Pentru că ea este în legătură cu unghiul pe care îl face, fiind tangenta unghiului respectiv, deci e panta dreptei. Așa e intitulat. Deci tangentul de alfa e egal cu Y2 minus Y1, spai Y2 minus X1 și revede de panta dreptă. Acum, o să încerc să iau o situație particulară, să iau o funcție exponențială, Y de X, să zic așa, funcția exponențială, Y de X, egal cu 2 la X. Graficul funcției exponențiale, toată lumea bine, nu cam cum arată, dar din câteva puncte încercăm să-l și ducem cât mai aproape de adevăr. Când x e 0, dă la 0, 1. Dacă x este 1, y e 2 la 2 la 3 ani, te face 2. Când x e 2, 4, 3, 4. Când x este 3, 9, și așa mai departe. Când x este minus 1, y este cât este, când x e minus 1, y este 2 la minus 1, 1 pe 2. Când x este minus 2, y este 1 pe 4. Iată, sigur că sunt multe valori intermediare, aceste toate au puse unul în alta punctele, toate punctele reprezentate, constituie graficul funcției 2 la X. Așa ceva arată graficul funcției. Cum am? Vedeți această curbă, prin două puncte a acestea trece o dreaptă, da? Am să iau punctul fix, N, de coordonate, ce coordonate are acest punct? Minus 1. Așa, minus 1 este și 1 pe 2. Da, minus 1 și 1 pe 2. În general, am să iau nu neapărat acest punct, ci am un punct aici, la întâmplare, M0, de coordonate X0 și Y0. Deci M0, de coordonate X0 și Y0. Și un alt punct, M aici, de coordonate X. Prin cele două puncte trece o dreaptă și mai una. Da?
cele două puncte, trece o dreaptă și mai. Deci punctul M0 decorat în 0, Y0 și M decorat de XY de pe... Care este panta dreptei? Aș putea să o aflu. Panta dreptei. Hai să plătăm cu D aici. M indice de panta dreptei este cum mă poate la Y minus Y plus pe Y minus X urmata, cum va veni Y minus Y0 supra X minus X0. Y minus Y0 supra X minus X0. Dar Y este, cine este Y? Este Y de X pentru funcția respectivă. Deci este dat cu Y de X minus Y de X0 supra X minus X0. Da? Asta este panta dreptă. Încă o dată, M indice dreaptă, panta dreaptă, este datul Y de X minus Y de X0 supra X minus Y0. Panta dreaptă. Apare următoarea, îmi propun să încerc să găsesc panta tangentei duse la, panta tangentei duse la în punctul M0, la grafic. Când credeți voi că dreapta asta, dusă așa, devine tangentă la grafic? În ce situație? Cum ar putea traduce chestia asta? Deci eu îmi propun să găsesc acum panta tangente la grafic în punctul E0. Este o altă dreaptă, să zicem, de prim. Panta tangente. Cum aș putea punte? Deci, în ce situație, în ce situație fosta dreaptă devine tangentă, am spus. În ce situație fosta dreaptă de devine tangentă? Păi, devine tangentă înseamnă să taie într-un singur punct. A trebuit ca punctul M să se apropie din ce în ce de cine mai mult? De M0. Nu? Uitați, dacă eu încă e aici mai aproape, parcă se apropie de tangentă. Și în clipa în care M este foarte, foarte aproape de, chiar să coincidă cu M0, atunci costa dreaptă înseamnă tangentă la grafic. Dar cum e așa? Putea eu să spun că punctul M să se apropie de M0? Cum să spun asta? Tindă. Să tindă. Cine? M spre M0. Dar a spune că el să se apropie de M0 înseamnă, de fapt, de ce lui să se apropie de X0. Că dacă lui se încerc să se apropie de X0, atunci e clar de o dată. Deci, ăsta era punctul care. Ăsta este, să spunem, X-ul, da? Uitați, ăsta X-ul. Și ăsta este punctul care este X0. Dacă spun lui X să se apropie de X0, nu cumva, și Y. Și Y, pentru că odată Y cine este? Este imaginea. Deci, automat, punctul M se apropie de M0. Și cum se spune? X-ul se apropie de X0, cum se spune chestia asta? X-ul este de mai ceva, se trebuie la măsura de la limită, sigur că da. Deci, aha, M de prim, deci M de prim, panta tangentei, M de prim, este egal cu limită pentru x tind de la x0 din f de x minus f de x0 supra x minus x0. Deci, iată că am ajuns la acea noțiunea de limită. Deci, a găsi panta tangente înseamnă a face limita acestui fractor f de x minus f de x0 supra x minus x0. Acum, ca orice limită, cu problema. Dacă există limită, înseamnă că există panta tangentă. Deci dacă există limită la raportul acesta, valoarea limitei este chiar panta tangentă. Deci valoarea limitei raportului acesta, pentru situația care gândim noi practic, este, valoarea limitei este panta tangentă. Panta tangentă, că așa am și gândit. Acum, să vedeți matematicieni și așa, așa, e interesantă chestia asta. Deci, o situație practică, practică, mi-a cerut să fac limita la raportul. F de x minus f de x0 supra x
funcție și de fiecare dată să ne ocupăm de limita raportului. Da? Deci e acum, situația practică a impus o problemă. Care este situația practică? Studiul limitei raportului f de x minus f de gără sau aici minus f de gără și atunci a spus să facem această chestiune pentru tot felul de funcții. Da? Și să luăm, perfect, să luăm pentru situații particulare, niște funcții speciale. Și să luăm să vedem ce se întâmplă cu funcțiile acelea. Exact, asta este. Și acum, în condițiile în care mergem și facem particulare zero, să găsim pentru funcțiile respective panta tangente. Prin care la locul respectiv, dacă există, se cheamă panta tangente. Panta tangente la cazul cu funcții respective. În punctul x. Ei, panta tangente, acestea au zis izolat într-un fel anume. Și au numit-o valoarea derivatei unei funcții într-un punct. Deci limita raportului. Deci definiție. Definiție. Fie o funcție e definită de un interval i cu valoare lineară. Și x0, un punct care aparține lui. Atunci, limită pentru x de la i0 din f de x minus f de x0 supra x minus x0 este ordonată într-un fel, așa, e din u cu, da, f apostrof x0. Derivata funcției punctului x0, deci se numește asta, valoarea limitei, derivata funcției în x0. Sau valoarea derivată în punctul x0. Deci ce este valoarea derivată în punctul x0? Este un număr, este limita raportului, pe acesta. Da? Este un număr care e doar așa de cu limita raportului. Dacă numărul acesta este și finit, dacă există limită și este finită, atunci se spune că funcția este derivabilă în punctul x0. Deci definiție. Dacă există f derivat de x0 și f derivat de x0 finită, atunci se spune că f este derivabilă în x0. Deci funcția se spune că este derivabilă în x0. În condițiile care există, asta și este finită. Deci trebuie să existe și să fie finit. Vedeți o restricție în plus. Să fie finit. S-ar putea, pe acolo și din minte, prima dată, plus infinit, minus infinit, acolo. Aceea, deci, în situația cel mai simplu este derivat. Deci, derivabilitatea, ceea de plus să fie valoarea asta și finit. Asta într-un punct. Dar dacă mă schimb într-un alt punct și se întâmplă la fel, înseamnă că derivabil și în alt punct. În alt punct, iarăși derivabil. Deci ce s-ar spune derivabil pe o mulțime? Când o funcție derivabil pe o mulțime? Dacă e derivabil, atunci care punct da să. Deci, vă spune, f finiție, f derivabilă pe intervalul i, dar și numai dacă f derivabilă oricare ar fi x din i. Deci o funcție derivabilă pe o mulțime dacă e derivabilă în fiecare punct asta. Dacă e derivabilă în fiecare punct asta. Încă o dată se reiau. Vedeți, am plecat la ceea ce înseamnă panta dreptei, am definit panta dreptei. Mi-am formulat o problemă. În ce condiții panta dreptei oarecare devine a tangente? Când dreapta devine tangentă? Păi când? Când M se apropie de M0. Și cum fac chestia asta? Și spun lui X se termină X0. De ce aceea e o problemă interesantă? Panta tangente la graficul de funcție într-un punct este limita raportului acesta. Și din clipa în care asta este o nouă problemă, matematicienii respectă au insistat și au spus, doamne, hai să ne frământăm și să facem un studiu limite raportului, să dau o funcție. Să ne frământăm să găsim pe de la limita raportului, e de X,
3 de 0 sunt la x minus 0. Și ceea ce rezultă este derivata punctului x0. Da? Va fi derivata punctului x0. Și acum, fiindcă aceste lucruri despre facem împreună, hai să luăm funcții particulare. Spuneți funcții elementare și să ne propunem să le găsim derivate. Într-un punct A. Într-un punct x0. Deci ce facem? Pentru funcții elementare. Și să pornim cu funcția constantă. Deci printre funcții să pornim cu cea constantă și să iasă ceva la tablă, pentru că să găsim împreună. Eu m-am colocat problema și vedem rezultatele care vor apare în dată. Haideți să luăm la tablă. Fie funcția f de x egal cu o constantă. F de x egal funcția constantă. Ce? Constantă. F de x egal cu o constantă. Și să ne ocupăm. Spunem, f derivat în punctul x0, ca așa am zis, f derivat în punctul x0, în punctul x0. Da? F derivat în punctul x0. Egal cu limită pentru x tinde la x0, dar asta a fost așa, la concluzie așa am ajuns. Din f de x. Supra. Tot cu supra x minus x0. Și egal cu de desubt. Da, egal cu. Păi f de x-ul cine este? Ce? Egal cu limită pentru x tinde la x0. Din linii de fracții, c minus f de x0 înseamnă că vorbim pe x cu x0, dar avem c, tot c rămâne, supra x minus x0. Și e doamna de parte cu cât e? 0. 0 pe ceva 0. Deci valoarea constanta derivată este egal cu 0. Hai să scriem și noi aici. C derivat, constanta c derivată, egal cu 0. Adică, 5 derivate este? 0. Dar 100 derivate. Dar 5, minus 5 derivate. Tot 0. Indiferent ce constant. Constanta derivată este 0. Prima formulă care am găsit. Constanta derivată egal cu 0. Și luăm alt exemplu. F de x egal cu x. F de x egal cu x. Funcția identică. Ce zicem acum? Derivat de x0. Da. Egal cu limită, mai repede, limită pentru x tinde la x0, din... F de x. Da. Minus f de x0. Totul supra. X minus x0. Și este egal cu x minus 0. Deci x minus x0. X0. Că da. În clipa în care se de x0, să ai un loc de x cu x0. X minus x0, limită, limită. Da? Face unul. Iată că am găsit un rezultat, anume x derivat. X derivat face 1. Un alt exemplu. Să zicem f de x egal cu x pătrat. F de x egal cu x pătrat. Cât este? F de x de x0, da? Egal cu? F de x limită de la f de x minus f de x0. Da. Totul supra x minus x0. Și egal cu? Dar cum limită? F de x este x pătrat. Minus x0 pătrat. Da. Totul supra, x minus x0. Și egal cu x plus x0. Acolo îl desfacem. Deci egal cu limită. X minus x0, pentru x plus x0. Da. Totul supra x minus x0. X minus x0 se simplifică. Deci egal cu x plus x0. Limită, limită. Limită pentru x tinde la. Da.
Și în loc că îi marcăm pe x cu x0 și văd cât face, egal cu, acolo plătim. Egal cu? X0 plus x0, 2x0. 2x0. Asta e exactul de x0. Dar când se face în x, face 2x. Deci vine x pătrat derivat. X pătrat derivat, așa, punem paranteze. Totul derivat. Derivat cu 2x. Cu rezultatea mea trebuie să încercăm și pentru x egal cu x la 3, da? Ia să vedem. F de x egal cu x la 3. Și avem f derivat de x0. Da, acolo. F derivat de x0 egal cu x. Limită pentru x din de la x0. Din de la x0. Din. F de x. Și egal mai departe cu... Bine. F de x la 3. X la 3 spus. Minus... X 0 la 3. Totul supra x din x 0. Da. Egal cu limite pentru x din de la... x minus x0 pe lângă. X minus x0, totul pe lângă. X pătrat minus plus x0. X0. Plus x0. Plus x0. X0 la pătrat, totul supra. X minus x0. Și x minus x0, x minus x0 se simplifică. Și acum luăm x minus x0. Și vine x0 la pătrat. Scrie x0 la pătrat. Plus x0 plus x0 pătrat. Hai mergem. Plus x0 pătrat. A. Ce face? 3x0 pătrat. 3x0 pătrat. Asta când e derivat în punctul x0, da? Dar în general x va fi 3x pătrat. 3x pătrat. Și hai să zic, x la 3 e totul derivat. Face 3x pătrat. 3x pătrat. Ia să văd că... deci, iată, x la a doua derivat, mi-a dat 2x. X la a treia derivat, 3x pătrat. X la a patra, simți că 4x la a treia. La a treia? Da. Pentru că cum am dat de mai puțin, da? Sigur așa? Da. Vrei să încercăm să facem? Ia să facem. Deci, simți de x egal cu x la a patra. Hai să vedem dacă are. X la a patra derivat,
x la puterea 4 a totul derivat egal cu 4 x la 3. Dar x la 5 a derivat. 5 x la 4. 5 x la 4. Dar x la e totul derivat. Hai să facem. E mic. 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 E x la n minus x 0 la n sau x minus x 0. Și așa mai departe. Egal cu limita x la n 0. Bine. În realitate. X la n. X minus x 0. X minus x 0. Să vedem. X la n. Minus 1. Minus 1. Da, x la n minus 1. Mai mică. Plus, plus x la n minus 2 ori 0 plus x la n minus 3 ori 0 la pătrat plus puncte puncte plus puncte puncte x 0 la n minus 1 totul supra x minus x 0. Ce stăzi avem așa aici? N suntem pe că x egal. Și așa egal acum, cum să mă plimb pe... Egal, pun x cu x0. Da. Pune x0. X0 la... Minus 1. Plus. Plus. X0 la n minus 2. Da. Ori x0. Ori x0. Da. Așa. Plus. X la n. Da, să vezi, dar x0 la n minus 2, x0 faci x0 la n minus 1. La n minus 1. Plus. Plus. X0, x la n, x0 la n minus 3 și x0 la pătrat. Minus x0 la n minus 1. X0 la 3 e minus 1. Plus, și rămâne de parte, plus puncte, puncte. Plus, x0 la n minus 1. Cât sunt de astea? N minus 1. În total sunt n? X la 3. N ori x0 la puterea n minus 1. N ori x0 la puterea n minus 1. Așa încât, tu-ți permiți acum să spui că x la n totul derivat, x la n totul derivat, este egal cu x la n minus 1. Ei, nu cumva chiar asta s-a vândovat aici. Uitați, când el nu este 1, când el e 1 din x la n, adică x, derivat egal cu n, adică 1, ori x la 1 minus 1, 0. E 1. 1. 1. Asta. Dar când x-ul e 2, nu-i 2. X la 2. Derivat egal cu 2, x la 3. 3. Asta este. Poate că astea de aici sunt cele care, ca la inducții, au fost câteva pași, nu? Din afară, din afară, dar nu mai merită să mai reținem pe acestea. Nu, că cred că asta e clasă și asta e clasă. Toate celelalte sunt cazuri particulare. Când el este 1, 2, 3 și mai mult. Am văzut și f de x egal cu așa. Acum vreau să văd f de x, te rog să-ți lucrez în partea așa pentru că vreau să văd tabla. F de x egal cu radical din x. Vreau să văd f de x egal cu radical din x. Da, da. F de x egal cu f de x minus f de x egal cu supra, x minus 0. Radical din x, radical din 0, bine. Radical din x, radical din 0. Totul supra, x minus 0. Și egal la distrucție, egal cu limită. Radical din 0, bine. X minus x 0. Totul supra, x minus x 0. Înmulțit cu radical din x, minus radical din 0.
Plus sinus inițial. Sinus simplificăm și este egal cu 1 supra 2 radical din 0. 2 radical din 0. Corect. Așadar, cum poți să spui că radical din x totul derivat, radical din x totul derivat, va fi egal cu 2 radical 1 supra. 1 supra. 2 radical din x. 2 radical din x. Corect. Asta când ai socotit ce funcție de x egal cu radical din x. Hai să zicem că x egal cu radical din x 3 din x. Este x. Este egal cu radical din x 3 din x. F în punctul 0 derivat este egal cu limită de x din la 0 din x din la x 0 din f de x din f de x 0 totul supra x din x 0 este egal cu limită pentru x din la x 0 din f de x radical din indice 3 din x minus radical din indice 3 din x 0 totul supra x minus x 0. Este egal cu limită pentru x din la x 0 din pătrat de ori cu 3 este x minus x 0 pe lângă radical din x la radical din indice 3 din x totul la păsrat. Da. Plus radical din indice 3 din x la radical din indice 3 din 0. Da. Radical din 3 din 0. Exact. Totul supra. X. Hai să văd de ce mai scris pe X? Ai vrut să spui că radical din 3 din X este din 0. Da. Așa e, da? Ai pus contrata și sus și jos. Da. Minus radical din 3 din X, 0. Așa. Totul supra. X minus X 0, pe lângă toată bătata asta. Știți că ai scris-o mai strigat ca să capă? Deci vine X minus X 0, care era pe lângă? Pe lângă. Așa, adică 3 din X, totul la pătrat, minus. Plus, plus, plus. Este bucata de sus. Radical indice 3 din X, radical indice 3 din X 0, plus radical indice 3 din X 0, totul la pătrat. Și egal cu de la capăt, se egal cu limite pentru x din de la capăt. Pentru x de la capăt, 0, bine. Ai ce face? A, minus b, când a pătrat, să avem cu de la capăt, așa la x minus x 0, corect, x minus x 0. Totul supra, x minus x 0. Radical din ce 3 din x, tot hai să locuim. Hai, dar dacă lăsa limită, nu putem locui. Pune acum. Radical din ce 3 din x la pătrat plus radical din ce 3 din x 0 plus radical din ce 3 din x 0 totul la pătrat. Bine. Și acum se simplit că x minus x 0. Așa. Și în dă egal cu 1 supra. 1 supra. Înlocuim. Și avem radical din ce 3 din x 0 la pătrat. Plus radical din 3. 2 radical din 3. De ce 2? E radical la radical. Ah, radical. Radical din 3 din 0 la pătrat. Din 0 la pătrat. Și plus radical din 3. Din 0. Care face egal matematic? 1 supra. 3. 3 radical din 3. Din 0. La pătrat. Așa. Dar de la pătrat puteți să pui x0 la pătrat. X0 la pătrat. Deci, de atât, este 1 pe 3, exact 1 indice de radicalul și x la puterea cu unitate mai mică. Da? Ia să vedem. Hai să punem aici, nu o spunem doar de formula, ci pentru asta, ca și situație particulară, zi radicalul, radicalul, da. Totul derivat este egal cu 1 supra. Exact. 3. 3. Radical din ce 3 din x pătrat. Așa este. Asta a fost derivata. E de x egal cu radical din 3 din x, da? Hai să vedem acum e de x egal cu radical din indice 3. Radical din indice 1 din x. Indice 1? Da. Indice 1.
anticipat, s-a anticipat, dar atâta credeți. X la T. Da? Dacă ar fi 5, va fi 1 sub la 5, dacă ar fi 5, X la A. Hai să vedem ce de X egal cu radicalul incident din X. În punctul X de limitate este egal cu limită, pentru X până la X, 0, din F de X, minus F de X, 0, sub la X, minus X, 0, este egal cu limită, pentru X până la X, 0, din radical incident din X minus radical incident din X0 care X minus X0. Ce e egal cu de sub? Egal cu? Limita pentru X schimbă la X0 și avem X. Hai să vorbim de la lucrurile. Gata, va vine sus X minus X0. Totul supra. Totul supra X minus X0. Pe lângă? Radical incident la pătrat. Radical incident? Radical minus 1. Așa, radical incident din X. Din X la puterea N minus 1. N minus 1. Plus? Plus. Radical incident din X la puterea N minus 2. Da. Radical din... Radical incident. Din X0. Corect. Plus? Radical indice N din X, totul la puterea N, minus 3. Radical indice N din X, 0 la puterea a doua. Plus puncte, puncte. Plus radical indice N din X, 0 la N, minus 1. Așa. La N, minus 1 și chiar partea de la N. Și în genul de fracție, se simplifică X minus X0 pe X minus X0, se va spune la noastră, se întâmple X0. Da? Și atunci va fi lovind de X lui X0 și va face egal mai departe cu? X egal cu? Lovind de 1 supra. 1 supra. Radical indice N din X0, la puterea. Totul la puterea N minus 1. Corect. Plus? Plus. Radical indice N din X0, totul la puterea N minus 1. Tot de minus 1 va dat, în cauza că vine ceva cu e minus 1, plus. Radical indice N din X0, X0, totul la puterea e minus 1. Da. Plus puncte, puncte. Plus, radical indice N din X0, la e minus 1. Asta. Care face egal câți radicali sunt, N sunt în total, și care sunt 1 sub la N. 1 sub la N. Radicalul din N. X0 la N-1. X0 la N-1. Așa, iată, am găsit cum am anticipat acolo, la urmă, pe N, adică aici N din X la N-1. Ce vă dată? Acestea, una, două și ce mai am anticipat aici, mai trebuie să le luați unele. Pentru că schimba asta general. Și anume care va fi general? Radical indice N din X. Totul derivat. Este egal 1 supra. N, radical indice N din X la N minus 1. Așa, 1 supra N, radical indice N din X la N minus 1. Aceasta ar fi formula pe care am găsit-o. Continuăm mai departe. Hai să mai facem o formulă. Am N de X egal cu E la X. Deci, formula pe care ți-o cer, s-o găsim, este N de X, e bine să lucrez de acolo. N de X egal cu E la X? Da. E funcționul de derivat este egal cu limită pentru X prin de la X0 din F de X prin de F de X0 supra X prin X0. Este egal cu limită pentru X prin de la X0 din E la X minus E la X0 supra X prin X0. Așa este. Egal cu limita pentru X unde la X0 din E la X minus E la X0. Facem urmă, acum e o limită. Eu îți propun să spun E la X0 dată forțat. Da. Că fundamental, dacă apare X ceva la 0.
Și dacă spate factor forțat, îți vezi bine. E la X0 pe lângă. E la X0 pe lângă. E la X. Supra. E la X0. Minus 1. Totul supra X minus X0. Și era mai departe cu limită. E la X0 pe lângă. Păi cum se facă o pe care cel față? E la puterea x minus x0 minus 1 totul supra x minus x0. Și acum te rog să urmărești, să vezi ce chestie foarte interesantă ai acum. Ai e la ceva minus 1 supra exact asta. Și asta se duce la 0. Când x se duce la 0, când e la 0. Și asta te face. Bun. Și atunci vine e la x0. Egal cu răspunsul e la x0. Asta când este X0, dar în general va fi la X. Când te dea și formal, care poți scrie, e la X cu derivat. E la X cu derivat, da? E la X. Egal, e la X. Singura care nu suferă. Da? Iată, e la X cu derivat, face e la X. Hai să facem cu una că avem timp. F de X egal cu A la X. F de X egal cu A la X. Și atunci? F în punctul 0, F în punctul 4, F în punctul 4, F în punctul 4, scriu din limită. 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 Din A la X. De la X. A la X minus A la X 0. Spre X minus 0. Egal. Să facem factorul forța. Da, sigur. Că e spart. Din A la X 0. Din A la X 0. Pe lângă. A la X. A la X. Supra A la X0 minus 1 supra X minus X0 și egal cu limită de la X0 din A la X0 pe lângă A la X minus X0 A la puterea X minus X0 minus 1 supra X minus X0 și egal cu asta face 1 așa. Deci egal cu A la X0. A la X0, ori locat natural din A. A la X0, locat natural din A. În general, ia să scriem aici, A la X derivat. A la X locat derivat, egal cu? A la X, locat natural din A. Corect. Iată și această formulă găsită de noi. Am pus la punct una, două, 3, 4, 5 formule. 5 formule de la derivate. Vom continua după pauză. Adică am X, păi la care X am un domn grei și un grei inicier. Este un caz acum, dar ca să ajungi pe aici. Tocmai. Adică X2, X3, nu poți. Este ca după acum, dar ca să ajungi pe aici. Eu mi-am gândit că astea sunt importante. Cealaltă sunt ca după acum. 5, 6, să zicem logaritmul natural din X. E de X egal cu logaritmul natural din X. Derivat egal cu, să găsim de măște, da? Aici în sus, să zicem, f de x egal cu, f de x egal cu, din x. Și atunci ce zice? F de f în punctul 0 derivat, egal cu f de x. Limit, limit. Limit. F de x minus f de x 0. F de x 0, totul supra, x minus x 0. Scădem unul la bază. Egal cu limită. Limită.
vedem unul un argument. Nu? Așa procedăm. Când face argumentul 1, ca el ar trecem la limită, din x0 pe x0 care face 1. Și când logaritmul, argumentul logaritmului este 1, avem și scădem unul un argument. 1 plus. 1 plus x supra x0 minus 1. Totul supra, 0. Da, egal cu limită. Da. Pentru că deschidem la 0, 1. Logaritmul. Deschidem la 1. 1 plus din difracție. X minus x0 supra x0. Totul supra. Nu, las-o așa. Poți să vezi să... Avem deja x. Urtor, mai are numai x minus x0. Supra x minus x0. Supra x0 și puțin cu x0 aici. Așa. Facem asta din fundamentală. Vreau să-mi cartezi. E logaritmul al din 1 pus pe expresie și pe expresie respectivă. Și este egal cu 1 pe x0. Egal cu 1 pe x0. Nu mai este. Deci 1 pe x0. Asta în punctul x0, dar în general logaritmul face 1 pe x. Determinarea logaritmului este 1 pe logaritmul fac din x derivat 1 pe x. Hai să facem acum f de x egal cu logaritmul baza a din x. F de x egal cu logaritmul baza a din x. Să vedem ce rezultat obține. Este avem. Limită pentru. Deci f în punctul x0 este egal cu limită pentru x până la x0. F de x este logaritmul în baza a din x minus logaritmul în baza a din x0. Da. Totul supra x minus x0. Da. Este egal cu limită pentru x limită la x0. Da. Din logaritmul în baza a din x supra x0. Totul supra x minus x0. De egal cu. Exact ce nu? Logaritm în baza a din 1 plus x supra 0 minus 1 totul supra x minus x0. Așa. Egal cu limita. Nu mai țin cap pe gata. Hai să zicem. Din logarit baza a din 1 plus x minus x0 supra x0. Nu tot. Acolo. Și x minus x0. X0. Și egal acum cu limită la capăt. Și limita asta e limita fundamentală. Dar nu se vede aici, să vedem. Asta cât este? Unul pe logaritm natural. Unul pe logaritm natural. Da. Și atunci va fi 1 pe x0. 1 pe x0 logaritm natural din apă limită. Deci egal cu 1 pe x0. 1 supra x0. Ori logaritm natural din a la viitor. La viitor. Așa este, da? Că x0 este la viitor, uitați. Da. Și logaritmul de a vine tot așa. Unul de logaritmul de a, deci e clar. Și în finalul 7, iată și formula 7, care înseamnă logaritmul baza a din x, totul derivat, este egal cu 1 supra a, 1 supra x, logaritmul din a. Da? 1 pe x, logaritmul din a. Când vine la logaritmul din x, face 1 pe x. Când este într-o fază, vine 1 pe x și mai punem în el logaritmul din partea respectivă. Acest lucru l-am descoperit acum. Hai să vedem la funcțiile trigonometrice. E pe x egal cu sin de x. Repede să dăm drumul. Sinus de x, limită. Pentru x, limită la 0.
O secundă, cum se mai ajută la tare? Hai să vedeți penalul. Mi-am propus și la 0. Clar, pentru mai multe vine sin de x0 minus sin de x0 face 0, 0 pe 0. Cum e la 0 pe 0? Dar nu-i cap pe asta. Dar să... Să adunăm, scădem în 1, asta era cosinus valabil. Da, aici. Aici nu merge și tot. Împărțim cosinus mix. Da, da. Trebuie să știți că diferența a două sunt trigonometrie. Vă spuneam că trigonometria este pusă la punct. Sunt deja vreo 5-6 CD-uri aranjate. Cu toate formulele puse așa în ordine, poftim? Repede. Cât de repede e cu ramele. Și atunci... Ar trebui să știți? Alfa nu știu, dar în bun așa ceva. Ia să ne amintim. Știți ceva. Sin de alfa minus sin de beta. Sin de alfa minus sin de beta. Era sin. 2 sin de. 2 sinus b. Alfa minus beta. Din fracție. Alfa minus beta supra 2. Ori cosinus b adunat. Alfa ori cosinus b. Ori cosinus de adunarea alfa plus beta pe 2. Și acum, să zicem, noi dau un limite pentru x tinde la... Domnul profesor, dacă nu era minus 2 sin? Nu e. Cum? Nu e. La, cu minus 2 sin era la cosinus. Da. Cos minus cos minus 2 sin. Aici da. E corect. Limite din ei de fracții. 2 sinus. 2 sinus de. X-0. Corect. Supra 2. Ori cosinus de X-0. X-0. Supra 2. Totul supra X-0. Totul supra X-0. Așa. Acum trebuie să privești cu atenție. Acum vezi argumentul sinusul ăsta. Cât faci argumentul sinusul ăsta? Că X-0 și X-0 vede X-0 minus X-0. 0 pe 2. Și ești foarte încântat când argumentul face 0. Că pui exact jos argumentul său. Da. Ca să ajungi la metal. Și vine aici x minus x 0 pe 2. Da. Pune un 2. Și un 2. Un 2. Un 2. Și acum pune în paranteză toată fundamentala, limitația fundamentală. Mai punem în dracu. Așa. Dar vă resta nu. Vă resta în afară. Este exact singur o expresie, supra exact expresia asta, face un dar expresia respectivă la 0. Și este adevărat. Dă-l cu prezintele. Și eu fac mai aici pe x cu x0, aici mai aici, vine x0 plus x0, mai aici pe x0 pe 2, devine cosinus de x0. Adică am făcut cosinus de x0. Asta, iată că sinusul derivat este cosinus de, în punctul x0, la răzut, este cosinus de x, este cosinus de x. Așadar, iată și formula 8. Să notăm aici 8. E vorba de sin de x totul derivat. Derivata sinusului este egal cu cos de x. De sinusul derivat este egal cu cos de x. Da? Sinusul egal cu cos de x. Să vedem că de x egal cu cos de x. E de x egal cu cos de x. Hai, și voi m-am observat. Cum duceți individual? Bine. Cosinus de x minus cosinus de x0 supra x minus x0. Este egal la... Aici avem diferența de x. Da. Dar în formula x egal. Cos de alfa minus cos de beta. Este egal cu minus 2 sin. Da. Minus 2 sin de alfa. Minus beta pe 2. Pe 2. Cosinus de alfa plus beta pe 2. Așadar, e continuat și egal cu limită. Limită pentru x din de la 0. Minus 2 sin de x minus x 0. Supra 2. Da. Ori cosinus de x minus x 0. Plus. Plus. Ori sinus. Aici e sin sin. Sin sin. Greșit, da. Sin sin. Da. Și aici sin sin.
la 2. Supra 2, totul supra x minus x0. Faci fericit acest sinus, îi pui un 2 și un 2. Punta 2. Fundamentală. 2 cu 2 ăsta. Vine minus sin. Minus sin de x0. Hai să punem formula. Deci egal cu minus sin de x0. Minus sinus de x0. În general, în punctul x, deci va veni minus sin de x. A noua formulă, nouă, care e minus sin de x. Iată, am descoperit și derivata cosinusului. Mergem acum să vedem derivata sinusului. Este x egal cu tangentă de x. Avem tangentă de x minus tangentă de x totul supra x minus 0. Așa. Dar acum tangentă. Tangenta este spune că este egal cu sin de cos și egal cu limită. Din sin de x supra cos de x. Sinus de x0 supra cosinus de x0. Totul supra x minus 0. Și egal cu dedesubt, egal cu limită. Din. Toată ceva același lucru. Sin de x sau cos de x0. Sin de x cos de x0. Minus. Cosinus de x. Cosinus de x0. Da. Totul supra. Cos de x ori. Cos de x ori. Cos de x. Da. Totul supra. X minus x. Bă. Și este egal mai departe cu? Limita. Din limit de fracții. Ce-o fi aici? Sin de alfa cos minus cos sin. Sin cos cos sin este sinusul diferenței. Deci este egal cu sinus de sinus de x minus x0 x0 parte să de x minus x0 supra cos de x sau cos de x supra x minus x0 așa cu paranteză ori cos de x cos de x0 pentru că este paramitru, nu? Cos de x sau cos de x0 deci cos de x0 da. Și acum, sin de ceva și face ceva când el se duce la 0, fundamental este. Și face egal cu 1 fix. 1 supra. 2 cos x. Cos pătrat de x0. Cos pătrat de x0. Da. Cos pătrat de x0. Asta fiind x în x0, dacă nu supra. Deci tangentă 10. 10. Tangentă de x derivat. Este egal cu 1. Cos pătrat de x. 1 supra cos pătrat de x. Iată a 10-a formă. Vedem mai departe. 11. Cu tangenta. F de x egal cu tangenta de x. Zicem? De x supra x minus x0. Deci, acum, atunci, cos pe sin, egal cu limite pentru x de la x0 din. Bine. Cos de x supra sinus de x sinus cosinus de x0 supra sinus de x0 supra x minus x0. Și egal cu de desubt? Limita. Pentru x de la 0. Atunci, așa, cos de x. Cosinus de x. Sin de x0. Minus cosinus de x0. Cosinus de x. Totul supra. Da? Totul supra. Sinus de x. X minus x0. Hai să mergem. Deci, de supra-i care știți, da? X minus x0 pe lângă. Ați un pic mai jos.
x minus x0. Pe vreme, sin de x, nu e minus, soare. Asta ce ajunge tot, sin de x sau sin de x0. Și egal cu, este așa, dar este invers, cu minus în față. Deci este sinusul de mai înainte, de tot sin cos cos sin, dar trebuie să facem cu minus în față. E egal cu de fracții, minus sinus de x minus x0 supra x minus x0. Sin de x sau sin de x0. Și egal mai departe, dedesubt egal cu minus sinus de. Nu, dar aici e fundamentală, ca să mai vedem timpul. Da? Mai minus sin pătrat. Minus sin pătrat. Deci hai să spunem și pe tangentă. Să spunem aici 11. Pe tangentă de x derivat egal cu minus 1 pe cine? Sin pătrat de x. Minus 1 supra sin pătrat de x. Iată, ușor, ușor câștigăm o, nu, o parte din formulele pentru funcțiile elementare. Noi acum dorim să găsim formulele de derivare, sau, da? Pentru funcțiile elementare, pentru funcția constantă, pentru funcția putere, pentru funcția radicală, pentru funcția de la x, a la x, logaritmul la x, logaritmul la x, la x, sin, cos, tangent, pe cotangente, trebuie să vedem acum, sin, a cos, a tangent și a cotangente. Deci, să legem e de x. De x. F în punctul x0 de parte este egal cu limită pentru x până la x0 din arc sin din x minus arc sin de x0 totul supra x în x0. Da. Ei, aici nu am o formulă așa, dar pentru a mă descurca, iar cum am să fac. Arcsinusul este invers al funcției sine. Și atunci am să notez arcsin de x. Notați-o, arcsin de x egal cu un t. Arcsin de x egal cu un t. Rezultă că x egal cu sin de t. Deci ca să pun una pe x, acționez cu sinusul în ambele mele și rezultă că x egal cu sin de t. Notăm arcsin de x0, care este un număr, arcsin de x0, arcsin de x0, egal cu un t0, t0. De undeva rezultat că sin de t0. Bun. Și acum, rog de arcsin de x o să punem t, arcsin de x0, t0. Rog de x punem sin de t, rog de x0, sin de t0. Dar acum, egal cu limită, să vedem, în loc de x, ce să punem? În loc de x, în loc de a spune că, atenție, în loc de a spune că x se duce la x0, că x se duce la x0, t se duce la t0. Da. Deci când x se apropie de x0, înseamnă t se apropie de t0. Așadar, o să spunem că pentru t tinde la t0, am schimbat. Din t minus t0, supra sin de t, minus sin de sin de t0. Și egal cu limită pentru t de la t0 din fracții t minus t0 jos, diferența de sinus, una mai făcută. Vine 2 sin de t. T minus t0. De 0 pe 2. Cosinus de? Și egal cu, de restul, egal cu limită pentru... Așa, dar tot numărul pentru totul este. Deci aici este de tot fundamentalul, doi îl ducem mai sus, ăștia de aici îl pune așa,
Și atunci înțelegem că e fundamental așa. Că și sinusul pe argumentul său sau argumentul pe sinus, tot fundamental, este tot bun. Pentru că atâta atunci argumentul său mai jos aici. Deci, așa. Și rămâne ce? 1 supra, chiar nici nu mai rămâne limită, am scăpat de limită. Deci 1 supra costă de 0. Costă de 0. Acum, formula fundamentală este sin pătrat de T0 plus cos pătrat de T0, sin de pătrat plus cos pătrat face 1, nu? Ia să zice formula fundamentală. Sin pătrat de T0 plus cos pătrat de T0 plus cos pătrat de T0 egal cu 1. Să scoate aici pe cos pătrat de T0, cos pătrat de T0 va fi egal cu 1 minus de unde e cos din T0 simplu, e egal cu cos din T0 simplu, urma varianta pozitivă, pentru că e asigurat asta, 1 minus simpătate pe 0. Exact. Așa, la cos din cos din T0, e că un radical din 1 minus simpătate pe 0. Deci e egal mai departe cu 1 supra, în loc de cos din T0, radical din 1 minus sin pătrat de T0. Și egal mai departe cu egal cu 1 supra radical din 1 minus ce înseamnă sinus pătrat? Poți zice sin de T0 cu T0, așa ca să trecem. Sin de T0 la pătrat. Și egal mai departe, hai să luăm pe T0. T0 înseamnă sin de X0. Deci egal cu 1 supra radical din 1 minus sin de arsin. Sin de arsin din T din X0. Sin de arsin din X0. Totul bate asta la pătrat. Și egal cu dedesubt, egal cu. Dar știți voi că lucrează funcția directă și cu inversa în compunere? Aseară, dacă am făcut la cei care au fost la pregătire, au putut prinde niște informații în legătură cu funcții. Deci, și au insistat pe compunerea funcțiilor. La un moment dat, a spus, când se lucrează, când el se compune pe la minus 1, lasă argumentul estimat, pentru că prin funcția se duce în și pe cealaltă la 12. Da. Deci, sim de asim, de chiar mai și X-ul. Deci, e cartul cu 1 pe radical din, deci mai avem fără seama. Da. Radical din 1 minus X0 la pătrat. Extraordinar am găsit. Deci am sinusul derivat, faci 1 pe radical de 1 minus X0 la pătrat. Când este din 0, în X, faci 1 pe radical de 1 minus X pătrat. Iată, să punem 12, 12 formula. Arsin de X tot derivat. Arsin de X derivat e 1 supra radical de 1 minus X pătrat. Aceasta este arcsinusul. Urmează arccosinusul. Ia să vedem, arccos de X totul derivat. Găsim în punctul 0 derivat. Și notăm arc, arcosinus cu de X de 0. Deci asta ar fi... Da, merge pe aceeași chestie, de adevăr. Arcos de X. Merge pe aceeași manevră, că am reușit. Da? Am reușit data trecută, suntem încrezători. Reușim și așa. Exact. Este pentru C din la 3 da. Bine. Și avem T minus T0. T minus T0. Da. Totul supra. X cos de T. Cos de T minus cos de T0.
minus 2 sim. Sus rămâne x de minus 2 0. Jos minus 2 sim de t minus 2 0 pentru 2. Poți sim de t plus 2 0 de 2. La 2 e un sus. Deci 2 e deci sus la argument. Și atunci asta e fundamentală. Și egal cu minus 1 supra sin de T0. Că T0 și T0 corect T0, că T0 e minus sin de T0. Acum, din fundamentală e plecăm. Și vine sin de sin pătrat de T0 plus cos pătrat de T0 egal cu 1. Scoatem pe sin pătrat. De unde sinus și T0 simplu, numai că valența pozitivă. Egal cu sinus 1 minus cosinus de T0 pătrat. Da. Și egal mai departe, 1 minus 1 supra. Cosinus 1 minus cosinus de T0 pătrat. Da. Și egal cu, o să continuăm. Îl oblig de T0. Acum, cu cine este T0? T0 a cos. Deci va fi egal mai jos cu 1 supra radical din 1 minus a cos. Cos a cos. Cos a cos. Cos a cos de X0. Toată chestia asta la pătă. Și totul. Și egal cu de sub 1 pe minus 1. Minus 1, da. Avem minusul de acolo. Minus 1 pe radical, din 1 minus x0 la pătrat. Așa, da? 13. Formula 13, că tu o poți trăi. Din x, propriu derivat, este egal cu 1, minus 1, radical de 1, minus x pătrat. Asta a fost cu arc, care? Arcos. Arcos. Arc tangentă. F minus x0 derivat este egal cu arc tangentă. Minus de minus de pentru x de la x0. Din arc tangentă de x minus arc tangentă de x0 totul supra x minus 0. Tangenta notă. Arc tangentă de x0. Așa facem. Arc tangentă de... Am reușit așa de bine de explicația anterioară, deci mergem pe aceeași mătă. Așa. Și aici este tangentă de t. Da. Tangentă de t0. Am ajutat. Corect. Te dau t. Din mică, pe 3 mică, la T0, bine. T minus T0. Bine. T minus T0. Tot supra. Tangentul de T. Minus tangentul de T0. Tangenta și T este sinus pe cos. Hai, hai, hai. Pentru T. Pentru T mică, la T0. Bine. T minus T0. Și aici, tangentă sinus pe T supra cosinus de T minus sinus pe T0 supra cosinus de T0. Facem același lucru tot, dar cu minus pe T sin de la T0 sin T minus T0 supra sinus de T ori cosinus de T0 cosinus de T0 minus cosinus de T ori sinus de T0. Cosinus de T0 totul supra cosinus de T ori cosinus de T0. Asta am scris eu, da. Ai putea să spui cosinus de T ori cosinus de T0. Și egal cu de resurs. Ai...
Deci era cu limită. Supra sin de T de T minus T0 în paranteză, nu T0 este sin cos cos sin este sin de T minus T0 și aici este cos de T ori cos de cos sinus de T0 și mai departe aceea acolo e fundamentală, nu? Și va cos pătrat de T0 cos pătrat de T0 acum să vedem cine este egal cu cos pătrat. Că dacă am putea să-i spun pe cos pătrat de T0 cu tangenta, ne-am reușit. Nu. Da, e un lucru simplu, nu mă arunca. Hai să trecă tot, dar sin pătrat de T0 plus cos pătrat de T0. Plus cos pătrat de T0. Egal cu 1. Împărțim totul prin... Prin cine se împărțim relația asta? Prin cos pătrat. Prin cos pătrat de T0. Și va fi sin pătrat de cos pătrat 1, sin pătrat de T0 supra cos pătrat de T0 plus 1 cos pătrat de T0. Adică de aici poți să zici tangentă pătrat de T0, tangentă pătrat de T0 plus 1 egal cu 1 pe cos pătrat. Cos pătrat de T0. Dacă așa stau lucrurile, atunci cos pătrat vine 1 supra plus tangentă pătrat. Deci vine 1 supra, 1 plus tangentă pătrat de T0. Și egal mai departe, acum am oprit pe T0, T0 care este exact, corect. Și dăm la care egal mai departe, cu? Cu cosinus. Unu supra. Unu plus. Da. Alt tangentă. Tangentă de. Tangentă. Tangentă de T0. X. De X0, corect. Da. Tot la. Și vreau mai departe cu unu supra. Unu supra. Unu plus X0 pătrat. Unu plus X0 la pătrat. Asta când este din X0, da? Am să spunem acum a 14, formula 14 și anume. A tangentă x derivat este egal cu 1 supra 1 plus da. X x. Asta este de cine? Nu-i pare față? A tangentă. A tangentă derivat. A tangentă derivat de x este 1 supra 1 plus x pătrat. Să facem și la cotangentă. Deci e de x egal cu a cotangentă. Derivat în punctul x0. Ia să vedem care este. Avem f din x în x0, derivat este egal cu limită pentru x de la x0 din arcotangentă de x minus arcul cotangentă de X0. Totul spre X minus X0. Exact, exact, am primit sus. Arc cotangentă, arc cotangentă, X egal cu cotangentă, cotangentă, și vom avea limite pentru X din la X0. T minus T0. Cotangentă de T. Cotangentă de T minus cotangentă de T0. Da. Egal cu. Limită pentru X din la I0 din T. T din la T0, corect. Bine. T minus T0. Bine. T minus T0 jos. Supra. Cotangentă e cos pe sin. Nu acolo. T minus T0. Cos din T spre sin. Nu mai e, mai e, mai e. E minus T0 este. Yeah. Jos? Cotangentă înseamnă cos. De T supra sin. De T minus cos
0 supra sinus de 3. Deci pe ce? Și egal cu de sublimită pentru t integral de 0. Din t minus t 0. Totul supra. Adu același lucru. Cos de t ori sin de t 0. Minus. Cos de t 0. Totul supra. Și mulțim aici. Totul supra, spune sus de o dată, sin de t ori sin de t 0. Egal cu dedesubt, limită pentru... Limită pentru t tinde la t 0, din limbii fracții, t minus t 0 ori... Oricum, acolo cum să-și sin de t 0 la pătrat. Putem să trecem, nu e niciun necaz acolo, nu? Și cu totul ăsta, n-am, putem trece în bucata aceea care nu influențează. Sin de t 0 tot la pătrat, supra... Aici este minus... Minus sin de t minus t 0. Iese un minus în față, deci minus sin de t minus t 0 în paranteză. Și avem fundamentală? Avem fundamentală, deci egal mai departe cu minus... Minus sinus de t 0 totul la... Așa. Dar te înțeleg cum mai zi ora fi, dar în funcția la pătrat, rezultatul, da? Și acum mai iarăși plec, dar sin pătrat de t de aici. Sin pătrat, n-am găsit de t. Sin pătrat de t 0 plus cos pătrat de t 0 egal cu... Cu cine? Cu 1. Și îmi bat acum totul prin... Prin sin. Totul. Și vine... Prin împărțit prin sin, acolo vine... 1 plus cotangent. 1 plus cotangent pătrat de t 0 egal cu 1 pe sin pătrat. Da? Da? Și noi avem aici sin pătrat de t 0. Egal cu 1 sin pătrat. Acum sinul de t 0 simplu va fi egal cu radical. Da. Deci, ia să vedem... Deci am sin pătrat de t 0, corect. Și cum am aici cu sin pătrat, deci vine 1 supra 1 plus cotangent de pătrat. Minus 1, avem minus. Minusul de ce față. Deci vei pătra aici egal cu minus 1 supra 1 plus cotangent de pătrat de t 0. Și egal la cu 3, pe cotangent pe t 0 locuim, cu cine de t 0? Supra 1 plus cotangentă de tangentă de tangentă da, de arc cotangentă cotangentă de t 0 totul la pătrat de x 0 aici, foarte bine și care face cu pe x 0 minus 1 pe x 0 la pătrat pentru că aici arc cotangentă de x derivat arc cotangentă de x derivat este egal cu da. Minus 1 supra minus 1 supra x pătrat. Vreau să vă spun că trebuie aceste formule minus 1 supra 1 plus x pătrat. Ați zis bine, da? Bine. Vreau să vă spun că aceste 15 formule pe care le-am găsit trebuie să știe și prin somn. Dați-mi eu la vă trezit din somn și vă întreabă o formulă, ați răspuns imediat. Deci, știute prin somn. De ce vă spun asta? Că, în continuare, vă face aplicația acestor formule. Așa cum la trigonometrie, toate formulele se deduc și trebuie să le știm pentru a putea face aplicații, tot așa se deduc și la derivare. Nu prin alta, nu vi le-am aducat ca de niște rezultate așa aici, le-am demonstrat de toate. Iată, împreună acum am văzut ce înseamnă toate aceste formule. Să știți că în majoritatea cazurilor care se întâmplă cam așa, să arunc formulele aceste pe tablă și spune sinusul derivat de cos cos de minus sinus cu ce nu știu cum. Și tu desene vezi așa. Ei, nu. De data asta noi am demonstrat
Vă rog să faceți acasă încă o dată exercițiul ăsta, să demonstrați de un capăt la celălalt. O dată, de două ori, pentru ca să le înțelegeți foarte bine, cu niște limite la urma urmei. Eu ce v-am dovedit? V-am arătat că dacă se știu limite, dacă știm să calculăm limite, nu degeaba am făcut la cele particulare, tot felul stăți, dar am putut face de cap, că am putut găsi formul acesta. În continuare, acum am timp să fac operații cu funcții derivabile, de aceea vă dau numai rezultatele și le vom demonstra data viitoare. Deci vă dau rezultatele ca să vă puteți face aplicații. Deci vă dați operații cu funcții derivabile. Poftim la loc. Operații cu funcții derivabile. Operații cu funcții derivabile. Acestea se demonstrează destul de ușor, nu-i deloc greu. Și anume, o constantă mulțit cu f, totul derivat, o funcție, egal cu constanta, ori f derivat. Constanta este fața derivată. Prima lucru. 2. F plus sau minus g derivat, egal cu f derivat, plus sau minus g derivat. Repet, de cum demonstra la lecția următoare. Deci derivata sume egal cu suma derivată. Derivata scădere, derivata din fiecare. E orice derivat egal cu e derivat, orice din derivat, scădere din derivat, orice derivat. Deci cum se derivată a fost produs? Prima derivată de a doua, nu? Cu prima derivată de a doua derivată. 4, f supra g, totul derivat, egal cu f derivat ori g nederivat, minus f nederivat ori g derivat, totul supra numitorul g pătrat, cu condițiile că g verde 0. Deci derivata unei fracții înseamnă prima derivată ori a minus prima nederivată ori a derivată, supraținutorul la pătrat. Acestea să le rețineți foarte clar, deci operații cu funcții derivate se derivează suma, diferența, produsul și câtul, da? Și repede vom demonstra, nu rămâneți formulele pe acreditare, ci le veți vedea rezultatul ora care vine. De ce am făcut asta? Pentru ca acasă să puteți face derivatul următoarei fracții. Fie funcția e de x, egal cu 7x pătrat, plus logaritmul din x, dacă se dă funcția asta. Atunci, e derivat de x, înseamnă derivarea unui adunări. Înseamnă 7x pătrat plus logaritmul din x, totul derivat. Care înseamnă? Înseamnă fiecare din ele un confort derivat, la sumă sumată, nu? Da. 7x pătrat derivat plus logaritmul din x, derivat. Egal. Acum, 7x pătrat derivat este derivata unui produs. Una constantă. Constanta este în afară, deci vine 7 ori x pătrat derivat plus logaritmul din x derivat, care îl știu, că să știu, este un număr de x. Cu sumă pe x. Egal mai departe. 7 ori x pătrat derivat, după formula x la n derivat, facem n x la n minus 1, deci nu e clar acum, 2 x plus 1 pe x. Și egal cu 7 pe 14 x plus 1 pe x. 14 x plus 1 pe x, egal cu 14 x pătrat plus 1, totul pe x. Acesta este rezultatul. Acesta este, dar acesta este rezultatul derivat. Deci v-am dat acestea ca să puteți face aplicații ale formulei. Că fără acestea nu puteți face. Dar aplicați ce înseamnă. Se știe foarte bine tabelul. Deci tabelul derivatul perfect știu. Și atunci puteți face toate exercițiile din manual. Așa încât tema pentru data viitoare va fi, ia dați-mi manual. Da, tot din manual. Deci tot din formulele din manual. Ia să văd care ai...